Să se gândați împreună cu mine. Sigur! Doriți. Iată. Într-un colț de mahala, lângă cea la masa mea, s-a oprit și m-a privit, doar cu ochii mi-a zâmbit și mi-a spus că-ar vrea să bea doar o ceașcă de cafea. Nu știu cum s-a întâmplat, lângă mine s-a așezat. Era zvelt, înalt, frumos, ochii verzi, dar ce folos. Nu până ce păcat, am văzut că-i însurat. Timpul repede trecea printre vorbe și cafea și deloc n-am observat cât de mult s-a întunecat. Și afară plouă, plouă și trecut de ora nouă. Noi vorbim cu mare artă despre una, despre alta și nu știu de ce anume nu vă pot spune pe nume, fiindcă în privirea noastră nu e loc de dur.